sunteți o familie deosebită. V-am văzut și în preselecții, numai că acolo era o variantă playback și atunci nu erau greșeli. Ca în orice studio, lucrurile se repară. Însă aici, fiind live, iată că la toți trei sunt greșeluțe. Sunt greșeluțe care, evident, nu pot fi trecute cu vederea de către un juriu. Hai să zic, eu poate trec cu vederea, că în studio, dacă făceam o piesă și cântam împreună, reușeam. Dar iată că am dat-o juriului și juriul a pus note mai mici, pentru că din partea tuturor sunt greșeli. Toți trei ați făcut greșeluți, așa voi aveți, o atitudine bună de scenă. Poți să zici că puteți face un trio fain, dar cu puțin exercițiu. Vă mai trebuie exercițiu, vă mai trebuie niște cursuri. Eu vă țin pumnii, vă doresc succes și trebuie puțin lucrat, da? Pentru că sunt greșeli acolo și ce ne facem? Le trimitem așa la concurs. E un concurs greu, 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 greu. Succes!